place cățel, să-mi place cu uns. Tati, am o întrebare. Cât metri uns de... Cât metri au fost de linie? No, ce fain, ți-ai spălat oala acolo. Dar era la cartof, dragă. Să știi că... Haideți, copii. Luați-vă gălețile, roaba. Da, unde are gălețile? Victor, propiește bicicleta lângă garda coloniei. Picelul acolo unde trebuie. Parchează bicicleta unde trebuie și pune mâna pe roaba, că tu ești șofer pe roaba astăzi. Merem la scos de cartofi. Tati, de-aia vreau să conduc astăzi. Ce faci? Nu vreau să conduc astăzi. Tu conduci astăzi, dar conduci roaba, nu tractorul. De mult timp tot am vrut să vă dezvălui chestia asta și nu n-am știut cum să o zic, dar mi-am găsit un nou loc de muncă și chiar de astăzi voi începe. Și anume m-am făcut șofer pe tractor, deci mai exact m-am făcut tractorist. De acum înainte o să mă vedeți cu un nou bronz, cu o nouă statură, cu altfel de manicură? Da, totul va fi altfel. Cum să port de așa? Știu viteze și tot ce trebuie, da? Ia ce fain în vârf de volan. Am udat-te mare și tu. No. Am învățat-o să meargă și pe tractor. Am învățat-o o grămadă de lucruri în viața asta. Amu, pot muri liniștit. I-am făcut doi copii. Nu rămâne a nimănui. Se descurcă ea. Hai, da! Hai, am venit, hai grijă, Victor! Hai grijă, Victor! Andrei! Gata! Ce-i? Hai să nu feliez, gata! Nu mă mânca pe mine, mânca cartof. Hai de tu. Să bere apă. Are și claxon, mamă ta. Hai de mie ce-i place cu tractor. Nu m-am mai lăsat să mă dau cu tractorul de acum. Nu mai ies atunci. Doamne Dumnezeule, ce copii harnici am! Atât îmi place de voi că sunteți harnici, Doamne Fer! Da, da, și mai când se strânge mâna! Păi numai când trageți de timp, aveți și comandant să vă... Sofia, ridică-te de jos, cam ai început! Da, pe tati! Sofia, ridică-te de jos, amândoi! Că-i dimineață bună! Nu începem așa de dimineață, nu, nu!
Avem câmp de aur, făurii din spicele de grâu. Da, da, ea este țara mea. Maci roșii din poiene, tricolorul de la brâu. Da, da, ea este țara mea. Și e despre tine, dulce Românie, mândru plai cu pământ rup din rai. Și e despre tine, dulce Românie, mândru plai cu pământ rupt din rai. Doina dorul poezia și credința în Dumnezeu. Da, da, ea este țara mea. Atâta. Mai din minte mai încolo. Foarte frumos ai cântat. Minunat. Cântă și m-o trimis mama la capre. Dar cântă tu, Victor, m-a trimis mama la casă. Hai să văd cum știi de tine. M-a trimis mama la capre. Cântă tu! M-a trimis mama la capre, m-a trimis mama la capre. Nerului dorului blim bam 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 Uite, mami, unde m-a făcut în plăi? Nu fi rușine tu. Să stați pe telefon, în timp da, ce... Păi mi-a apărut de la recorder despre generalul Ciucă. Asta e ultima roba. Spuneți neapărat în comentarii ce părere aveți de recolta asta de cartofi. 20 ori, cam 20 de rânduri, așa-i? Vreo 400 de metri liniari de, că Victor m-a pus să socotesc, de șir de cartofi. Așa e vreo 20. 20 ori 20, cât-i? 400, îți spun eu. Spuneți-ne dacă din 400 de metri liniari de șir de cartofi, asta e o recoltă bună sau nu, ne interesează părerea voastră. Domnul Bot nu auzise niciodată de domnul Plater și nici domnul Plater de domnul Bot. Domnul Plater era zidar și antreprenor de pompe funebre la Wendlacrei, pe celălalt mal al râului, al cărui afluent era pârâul domnului Bot. Locuiau foarte aproape unul de altul, linie dreaptă, dar departe de acolo e pe drum. Domnul Plater avea o casă nouă și frumoasă de cărămidă roșie pe drumul. Avem o oră de lectură acum și apoi ne punem la culcare. O construise singur și o numise. Când fabrica de cărămizi se încheiase, locuitorii noi se împuținară.
Se termină bateria la aparatul ăsta imediat. Ce se întâmplase? Dar poți citi pe întunericul acolo? Dar nu e întuneric. E destul de umbră. Pupilaj, ne culcăm? Da! Pa! Somnușor! Somnușor! Somnușor!